Importantă este și prezența bardului de Anadol, Marin Ganciu. Te ascultăm. Rubrica Lumină din Lumină de astăzi este consacrată Duminicii Sfintei Cruci. Piesa Nu cârti o vom interpreta împreună cu Ștefan Belei, originar din satul Boghiceni, Hâncești. Ștefan este elev în clasa 12-a la Liceul Republican cu profil real din cadrul Universității de Stat din Moldova. Este de asemenea cântăreț în corul de copii al Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului. Cântecul Nu cârti, Ștefan l-a învățat de la mămica sa. Platoul vă aparține și noi vă ascultăm cu drag. Nu cârti când ți-e viața mare, nu cârti când ți-e viața mai grea. Lui Hristos tu încrede-te doar și răbdare îl roagă să-ți dea. Lui Hristos tu încrede-te doar și răbdare îl roagă să-ți dea. Dumnezeu ți-a trimis încercarea ca în lupte să te întărești. În oricare dureri și necazuri vrea să vadă mereu cine ești. În oricare dureri și necazuri vrea să vadă mereu cine ești. Dar gândește-te în clipele grele, cui să-i spui ale tale dureri. Numai Domnul asculta va de ele, numai El îți va da mângâieri. Numai Domnul asculta va de ele, numai El îți va da mângâieri. În genunche sub crucea lui sfântă și te roagă cu lacrimi fierbinți. Lui Hristos care pe calea morții a răbdat și-a îndurat suferinți. Lui Hristos care pe calea morții a răbdat și-a îndurat suferinți. Nevăzut va petrece cu tine și în taină te va mângâia. Plânge, te uită, îți va zice, căci eu am purtat crucea grea. Nu mai plânge, te uită, îți va zice, căci eu am purtat crucea grea. Mergi și tu pe cărarea spinoasă, urcă dealul și tu în urma mea. Poartă crucea ce greu te apasă și învață mai mult a răbda. Poartă crucea ce greu te apasă și învață mai mult a răbda. De acum uite calea cea largă, dacă vrei să fii lângă Hristos. Nu cârti și cu dragoste rabdă și îndure orice bucuros. Nu cârti și cu dragoste rabdă și îndure orice bucuros.